Potrivit oficialilor europeni, o dietă sănătoasă la nivel planetar este descrisă ca fiind bazată în special pe vegetale și pe un consum mai redus de produse de origine animală, zahăr și grăsimi saturate. Prezent în Argeș la conferința cu tema Oportunități de finanțare prin Planul Național Strategic 2023-2027, ministrul Agriculturii a comentat deciziile Uniunii Europene privind reducerea consumului de carne în următorii ani. Mâncăm ce am mâncat dintotdeauna și mâncăm în continuare. Nu întâmplător am spus aici și despre formele de sprijin, nu întâmplător am spus că în continuare vom susține creșterea efectivelor de animale. Este nevoie să facem acest lucru, să lucrăm terenul și din rodul pământului și din grajdurile cu animale, să ne obținem materia primă. De asemenea, Petre Daia a menționat că în acest an au fost lansate mai multe investiții noi în agricultura României, în special în zona de creștere a animalelor. Există și boli și dăunători. Nu întâmplător v-am spus și despre boli și dăunători și la plante. La plante sunt mai mulți dăunători și mai multe boli. Fermierii se plâng, domnule ministru. Se plâng și din acest punct de vedere și intervenim și v-aș da două măsuri extraordinare pe care le-am luat în acest an și pe care și dumneavoastră le puteți vedea. Sunt 71 de noi obiective de investiții în agricultura României, în zona acestei creșteri porcului și a păsărilor, 28 pentru reproducția de card la suine, în așa fel încât să reducem și să eliminăm importul de material biologic, știindu-se că astăzi suntem tributari în acest domeniu și suntem legați și dependenți de importurile de material biologic din afara țării. Lucrurile acestea le-am făcut acum și au început aceste obiective. Noi am făcut contractele pentru executarea acestora de anul trecut, din luna decembrie. În câțiva ani de zile lucrurile se îndreaptă și în acest domeniu, plus că știu foarte bine că în Parlamentul României este un act normativ de importanță deosebită și cu siguranță într-o perioadă scurtă de timp va fi pus și în mișcare acea lege privind intervenția în domeniu, în așa fel încât să putem obtura prin măsuri stabilite și obligatorii pentru a putea stăvili această boală care ne-a afectat foarte mult și nu numai pe noi, întreaga lume. Iată că nu găsim antidotul, nu găsim nici vaccinul și nici nu găsim tratamentul la această nenorocită molimă pe care o avem în România și care ne-a afectat așa. Greenpeace a transmis că Uniunea Europeană ar trebui să scadă consumul de carne animală cu 71% până în 2030 și cu 81% până în 2050 pentru a scădea contribuția agriculturii la poluare și afectarea climei globale. Având în vedere că nu toată carnea este vândută sau consumată în cele din urmă și chiar ajunge la gunoi, cantitatea reală de carne pe care o mănâncă europenii ar fi sub 460 de grame.